Săptămâna trecută, în sala Magna Arhiepiscopiei Tomisului, a avut loc conferința Pătrunderea creștinismului și evoluției lui în China, influența ortodoxiei asupra religiilor locale chineze. Teologul Florin Cârlan a vorbit despre experiența sa în sânul creștinilor ortodoxi din Republica Populară Chineză. Teologul Florin Cârlan, doctor în literatură și studiul documentelor clasice al Universității de Lingvistică din Beijing, China și absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă din Constanța, a prezentat în cadrul conferinței aspecte legate de experiența sa în sânul creștinilor ortodoxi din Republica Populară Chineză. Există multe știri pe internet referitoare la creștinismul chinez. Sunt destul de trunchiate, foarte puține. Și aș vrea să aduc așa un, să spunem, un suflu nou, ceea ce spun chinezii înșiși despre propria lor istorie, cum a intrat creștinismul în țara lor și evoluția sa pe acele meleaguri. Primele mărturii care atestează existența creștinismului în China sunt datate din dinastia Tang, este undeva în secolul 7, ca să înțelegeți, anii 600 și ceva după Hristos. Dar conform specialiștilor chinezi, se pare că înainte de această dată au fost activități creștine pe teritoriul actual al Chinei, venite din Imperiul Persan. Însă nu există nicio dovadă palpabilă în acest sens. Prima dovadă palpabilă, concretă, despre existența creștinilor în China, datează din anul 700 și puțin din secolul 8, și este vorba despre un monument, o stelă, nestoriană, se spune, din orașul Xi'an, pe vremea aceea capitala Imperiului. La eveniment a participat și înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Noi, de la începutul prezentării creștinismului, avem în paralel celelalte religii, care vin cu ideea de Dumnezeu în diferite moduri. Ideea de Dumnezeu n-a lipsit de la niciun popor în nicio perioadă. Ce trebuie să vedem în istoria mai veche și mai recentă a Chinei? În istoria mai veche a Chinei au existat niște repere palide ale religiozității și mai ales privind latura creștină. În istoria mai nouă se pare că pătrunde creștinismul într-un mod subtil, dar realist și substanțial. Sigur că toate aceste asemănări pe care le prezintă domnul Florin Cârlan sunt atât de firești. Vrând nevrând, Hristos pătrunde. Conferința a fost organizată de Arhiepiscopia Tomisului, Departamentul Cultural Educațional și Asociația Studenților Creștini Ortodoxi și Români, filiala Constanța.